Wow, ui, o minune! O minune, cineva a avut grijă de, uitați ce îmbinări! Și aici, lângă pădure, ceva frumos. Locul ăsta am vrut într-un mod special să-l filmez, dedicație pentru prietenul meu Adrian Anton. Am vrut să-l întreb dacă ar place să campeze aici o noapte. Pădure, apă, loc drept. Acolo în față se vede prima casă din localitatea Groșii Noi, aproximativ 20 de kilometri de DN7 sau E68 de localitatea Căpruța. În localitatea Groșii Noi. Nu e o localitate pustie, e foarte locuită. Mai sunt și ceva case așa mai vechi. Încă un loc de campare. Aici un pic de civilizație. Apă.
Merg pe drum, filmez în dreapta. Vreau să-mi spuneți dacă vedeți ceva în partea dreaptă. În afară de copaci, pădure. M-am întorc. Trec parapetul. O punte dezastru. Aici apare un zid micuț. Niște rășinoase înalte, molit cred că îi. Ați văzut până acum ceva în afară de pădure? Și surpriză. Asta ce-i perdeaua din brazi? Eu îi numesc brazi. Aici, lângă pădure, ceva frumos. Lucrat foarte rustic. Un grătar. În spate pădurea. Ciripii de păsărele. Brazi foarte deși. Piatră foarte frumos lucrată. Aici chiar aproape un molid. Parcă e căsuța bunicii din Scufița Roșie. Aici pârâiașul. Asta chiar și de aici, de aproape. Nu se vede aproape nimic de pe drum, nici atât. Un loc foarte frumos care, vă spun drept, mi-ar fi plăcut.
să fie al meu. Nu l-aș fi lăsat în paragine. Trecem puncea suspinelor. Sărim parapetul și vă mai arăt din drum. Spuneți în ce vedeți. Tot ce pot să vă spun, nu contează locația sau unde e, că nu prea bine să dăm locații. Am interesat acum câțiva ani să o cumpăr, nu-i de vânzare, deci în câțiva ani se va ruina cu totul. Odihna țărănească. Ce frumos! Iarbă verde, la umbra unei căpițe, adierea vântului, ciripitul păsărelelor. Gândește-te, dragul meu prieten, că te trezești dimineața, dormi acolo sus la mansardă și dimineața te trezești într-un ciripit de păsărele care, deci dimineața cântă păsărelele de mai ceva ca la simfonie, deschizi ușa de acolo de sus de la balcon și în răcoarea dimineții privești. Și uite ce vezi în față. Deci tu locuiești acolo. Aici jos să locuiască cineva. Prieteni, o familie prietenă cu tine. Spune-mi, dragul meu care privești, dacă nu e un loc de poveste, o căsuță de poveste. Deci mă gândesc în orice anotimp, primăvara, vara, toamna, minunata toamnă cu frunza aurii, când bate vântul și zboară frunzele îngălbenite, când pădurea are 7 culori, dar poate mai mult. Să ieși aici dimineața la balcon sau să stai seara. Măr înflorit. Balcon, terasă, hai să mai admirăm o dată priveliștea din marginea pădurii.
Așa lucru frumos. Așa ceva numai la țară se mai întâlnește, la sat. Gardul natural. Sper să nu iasă vreun câine de pe aici. Deci construcție 100% naturală. Nu știu eu dacă aș putea să întreb pe cineva de cât timp îi. Ca și pe interior, ce zidiri frumoase din piatră. Uși foarte mici din lemn, acoperită cu șindrilă. Bună seara! Deci e o minunăție. Oare câți ani are biserica asta? Are 102, scrie acolo ceva, numai că nu se poate intra. Intră. Dar e lacăt pe poartă. Da, uite, pe aici. Aha. Omul ăsta m-a spus să intru aici. Păcat că nu scrie din ce an e. Uitați ce trepte. Piatră naturală asta. Păi cred că a mai fost renovată, da. Aha. Oricum, e foarte, foarte frumoasă. Acum poate altă dată. Uitați ce trepți. Piatră naturală. Ei, nepoțel? Wow, ui, o minune. O minune, cineva a avut grijă. De uitați ce îmbinări. Îmbinări la lemn, gemulețe. Salutare, dragilor! Un micuț videoclip, așa, am trecut prin satul ăsta de multe ori.
De ani de zile, aproape în fiecare an lucrez câte ceva pe aici. Și n-am văzut, adică am văzut în trecere, dar n-am băgat de seamă minunăția asta de biserică. Atât de foarte veche. Am crezut că scrie, nu scrie anul în care e făcut, dar e foarte veche. Au fost nu renovate. Cumva, na, refăcut așa, dar totul e perfect natural. Lemnul, binările, scările, zidurile. Deci arată ca acum 200 de ani. Și un vițeluț speriat. Dragilor, locuri frumoase, locuri aproape de mine, pot să zic. Nu trebuie să mă duc în alte județe. Sper că v-a plăcut clipul ăsta așa, mai micuț, făcut mai în grabă. Eu de fapt astăzi am fost la lucru, n-am fost să filmez, n-am fost nici în supraviețuire. Salut, vă spun să aveți o seară faină, încheie acest micuț vlog. Nu-i ceva pregătit, eu de fapt azi am fost la lucru, dar în trecere pe în sat, în trecere pe unde am lucrat. Am mai filmat din când în când. Am văzut de aproape o bisericuță atât de frumoasă, un adevărat monument. Nu știu cât e de veche, dar deci arată ca și cum ar fi de acum 200 de ani. Nu-i pe ea urmă de beton, nu se cuie bătut în ea, tot un lemn încheiat, bine, frumos. Ziduri de piatră și la exterior și pânăuntru, niște gardulețe din piatră. Scrie acolo că e patrimoniu național sau așa ceva, oricum, merită. Clădirea aia chiar merită. Deci când te învârți pe lângă ea, bun, ai impresia că ești 100 de ani în urmă. Dragilor, ce să vă mai spun, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mulțumesc pentru susținerea voastră, dați un like, lăsați un comentariu, dacă nu v-ați abonat și vă place, încurajați-mă cu abonare, dacă e ceva ce nu vă place, cu tot dragul, vă rog să-mi spuneți. Deocamdată eu vă spun să aveți o seară faină, o seară liniștită, Basi Survival, vă salută și vă aștept la alte vloguri interesante, călătorii. Cât de curând vreau să mai fac o căsuță frumoasă în pădure, o colibă, nu o căsuță, e prea mult spus căsuță, o colibă, un adăpost, nu știu cum îmi permite vremea și timpul, dar atât. Să aveți o seară faină, dragilor, noapte bună și toate cele bune, vă salut!